Fondurile europene fac minuni, chiar și în Dolj. În comuna Giurgița, o firmă a construit spații moderne de depozitare pentru cereale prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Silozurile sunt automatizate și bine ventilate, în așa fel încât calitatea produselor să nu aibă de suferit. Am făcut pe fonduri proprii încă o magazie cu descărcare rapidă, deci capacități de descărcare rapidă, în care se descarcă tot ce vine din câmp, că este zi, că este noapte, și după aceea intră din acea magazie de 4.000 de tone, intră în circuitul, să spun așa, de sortare, care preia și în timpul zilei, deci chiar dacă este în afara programului, aceste cantități se vor prelua și se vor dirija pe sorturi. Au fost achiziționate de asemenea și două tiruri pentru transportul cerealelor, precum și o mică fabrică de ulei presat la rece. Datorită aparaturii moderne, produsul este 100% ecologic. Investiția totală depășește 12 milioane de lei. Exact ce a dat natura, asta găsiți și în produsul finit. Instalația este compusă dintr-un sistem de curățare a produsului, de tarare, care este undeva aici în spate. Produsul este preluat pe sisteme de șnecuri după ce este curățat, ajunge în acest buncăr, din buncăr intră în decojitor, se face o decojire parțială ca să poată să aibă eficiență, pentru că dacă ar fi numai miez, nu s-ar întâmpla acest lucru, este decât un compost fără a fi stors de ulei. Se face acest compost, intră în presă și o să vedeți un produs mai târziu, un produs foarte bun. Obiectivele investiționale au fost vizitate miercuri de specialiști din cadrul Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, însoțiți de persoane interesate să învețe cum pot accesa fonduri europene. De altfel, la începutul săptămânii, potențialii întreprinzătorii au văzut și cum poate fi ridicat din ruină, cu bani de la Uniunea Europeană, un monument istoric, Conacul de la Padea. Vizitele de acest gen vor continua și în zilele următoare, mai ales că nu puțini sunt aceia care au înțeles că, printr-o astfel de finanțare, pot realiza multe lucruri frumoase și mai ales utile, așa cum ne povestește de altfel și Ștefan Pădeanu din Segarcea. Deja suntem în implementarea unui proiect la o fermă de capre din Segarcea și sperăm să fie doar începutul, să continuăm. Ce faceți prin proiectul nostru? Păi deocamdată tradițional procesăm. Pe parcurs vom pasteuriza, vom face iaurturi, studiem și continuăm afacerea. Și crama ce aparține firmei Domeniul Coroanei Segarcea a fost modernizată tot cu fonduri europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală. Au fost achiziționate utilaje care să extindă capacitatea producției de vinuri, iar valoarea totală a investiției a fost de 17 milioane de lei.